Trebuie să facă cetățenii care au făcut cerere pentru suplimentul la energie? Toți cetățenii care au făcut cerere pentru suplimentul la energie, conform legii 226/2022, trebuie să știe că noi, în luna mai, vom începe efectuarea anchetelor sociale, așa cum prevede respectiva lege. Adică, din 6 în 6 luni, vor fi vizitați de către asistenții sociali pentru a vedea dacă nu mai corespund datele declarate de ei în momentul în care au depus cererea și ce se află la acest moment. Care e valoarea suplimentului? Valoarea suplimentului e raportată la ce tip de energie folosește, la curentul electric 30 de lei, la gaze 20 de lei și la lemne cred că e 10 lei pe lună. Adică timp de 12 luni, cei care au întocmit cereri și de ajutor pentru căldură primesc acest supliment. Dar, așa cum v-am spus, cu condiția ca din 6 în 6 luni să li se efectueze o anchetă socială.